Sistemul de sănătate din România este în colaps de mai mulți ani, dar întreg dezastrul a fost scos la lumină de criza provocată de pandemie. În ultimii 30 de ani a fost construit un singur spital, iar investițiile în sistem au fost direcționate doar atât cât să-l țină la limita supraviețuirii. Bugetul public aloca anual, cu mici diferențe de la o guvernare la alta, între 5 și 6% din PIB pentru sistemul public de sănătate, în timp ce media statelor din Uniunea Europeană este de 10%. Pe primele locuri la acest indicator se situează Germania și Franța, fiecare cu peste 11%. Asta înseamnă că România alocă anual aproximativ 600 de euro pe cap de locuitor, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 5 ori mai mare. Ce părere aveți despre sistemul sanitar din România? Prost! Foarte prost! România are cele mai mici cheltuieli cu sistemul de sănătate din Uniunea Europeană, iar din cauza recesiunii intenționează să cheltuiască și mai puțin, în timp ce această subfinanțare cronică și emigrarea personalului medical ar putea crește riscurile pentru pacienți. Părți bune, părți rele. Eu am avut parte de părți foarte bune, extraordinare din punctul ăsta de vedere. Deci am fost norocoasă. Ce să vă povestesc? Am avut 200 de kilograme, acum am 89. Doctorii m-au ajutat să fac asta și probleme mari sunt, foarte mari. Am avut experiențe și urâte de tot. Cu soțul care a decedat și așa în spital și am avut parte de un tratament urât acolo și pentru el și pentru mine. Tot mai mulți români se tem să ajungă în spitale, da, că pot pleca, da, cu infecții sau sigur, eu știu. Pentru că sunt infecțiile astea nosocomiale care afectează foarte mult. Multe persoane au avut de suferit mult, nu? Din cauza acestor multe deficiențe. Știți cum e. Banii s-au băgat în alte, pe alte, că i-au luat-o în loc să meargă înspre îmbunătățirea sistemului. Țara noastră se află pe primul loc într-un top de loc onorabil. România are cea mai mare rată a infecțiilor intraspitalicești, cea mai mare rată a mortalității infantile și se află pe primele locuri la mortalitatea cauzată de cancer și de bolile cardiovasculare. Sistemul sanitar din România se află în colaps de mulți ani de zile. România se află la coada clasamentului în ceea ce privește cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor, în urma noastră aflându-se doar Macedonia și Albania. Pentru mehedințiul meu, Miruna Plovițu.